Vii acasă, ți-e foame, te uiți prin frigider și prin dulapuri, analizând ce poți mânca. Pâine, ferească, Dumnezeu, că deja simți miliarde de carbohidrați cum ți se revarsă peste marginile blugilor în timp ce te târâi ca omulețul Michelin pe cele câteva trepte până la ușa casei. Ouă? Poate. Cine a fost găina? Unde, când și mai ales cum a trăit? Unde mânca și cum își făcea nevoile? Mai bine lasă. Tu știai că dintr-un gălbenuș poți să mănânci odată stres, toxine, alți pâine născuți și poate și două, trei pene mai mici? Pas! Cartofi, ești nebun, clar. Cine dracu mai mănâncă așa ceva în secolul nostru? Mai ales prăjiți, scoi pe în sân și mergi mai departe, că ăștia ci că-ți dau cancer doar de la miros. Șuncă. Ce ai zis? Plasticul ăla? Făcut din var de pe pereți, amestecat cu acetone, îngroșat cu făină și colorat roz? Fugi de aici, bă, băiatule! Carne de miel? Ce? Bă, băiatule, bă, păi tu știi, bă, că și miei e și ei copii? Ho! Pangasius. Da. Auzi, de ce nu iei tu un termometru și bei direct din el mercurul? Și imaginează-ți că ai mâncat și tu un pangasius. Cașcaval. Nu, că jur, nici dacă ziceai de brânză topită nu era mai rău. Păi cașcaval, în care topesc ăia aracet pe care ăia care învârte în el cu un mestecău mare îl fac pătrățele cu picioarele? Nebunule! Vită! Na, face epilepsie și mor, clar. Porc? Deja simți. Simți cum venele din trup ți se asupă cu nenorocirea aia numită colesterol, care te omoară noaptea în somn și nici nu știi ce ți s-a întâmplat. Cum te ți-a trecut, mă, prin cap așa o enormitate? Somon! Cancerigen! Nu mai există decât vreo doi somoni sălbatici care sunt buni de mâncat, dar ei încă n-au fost pescuiți și nici nu se știe în ce apă se scaldă. Măr? Cuceară pe el? Injectate? Tu chiar nu citești nimic? Salată. Da, că pentru proști ca tine o spală aia cu verde în lighiane. N-ai văzut filmulețul ăla? Ei, la restul nici nu mai îndrăznești să te uiți. Ei docil o plasă din punga cu plase de sub chiuvetă și încep să arunci maioneză, ketchup, un ardei gras prea roșu și frumos ca să fie bun, ciocolata, conservele cu diverse, untul că e gras, pieptul de pui că e injectat cu nu mai știi ce, dar e foarte grav, uleiul că nu e extra virgin, sarea că nu e de Himalaya, zahărul că ți-e și amendă că l-ai în casă și nici brun nu e. La final te uiți disperat, a mai rămas undeva pe un raft un iaurt stinger, îl înhați repede până nu intri iarăși pe internet să citești în ce fel te mai omoară și asta. După care te duci frumos, te speli cu apă micelară pe față, bei 2 litri de apă, te mai înjuri puțin cu 2-3 giboni care încă n-au aflat de 5G și te culci liniștit și sănătos, că doar de aia ești un om informat. Înainte de asta însă, intri un pic pe internet și îți faci și tu pe Facebook testul ăla pe care și l-a făcut Basilica de la 3 ca să vadă cum i-ar sta în revista Cosmopolitan. Dai repede click, ok, acolo unde ți se cere accesul, la datele personale, fotografie, listă de prieteni și adresă de e-mail. Ai terminat, ai fi mișto rău pe o copertă de revistă. Talent adevărat. Share să vadă toți. Stingi veioza și ai grijă să pui o hârtuță pe camera de la laptop să nu vadă ea de la NASA cum sforă. Asta, bineînțeles, după ce dai un turn off la Wi-Fi în casă ca să nu faci vreo tumoare. Frumoasă viața avem. Zi faină, dragilor.